trebuie odată un lucru, bine, eu spun și fără să mă întrebi. O să diferența dintre noi. Am zis chestia asta, mă întrebi odată, îți spun și tu. A început să râd, înseamnă că e... Uite, acum încearcă să schimbi subiectul, dar meriți, mă, cap. După totul vii aici și dai vina pe ea, că de ce ai trimis mesaj vocal lui Codruț, dar tu... Eu ce? În mesajul ăla, ce m-am mesaj? Jurat. Tu ce-am... în celelalte mesaje ai zis, mamă, dar ce poză, dar ce nu știu ce, dar ce... Da, am zis așa ce... Grija ce poze are ea, nu? Când ți-am zis că a căutat-o, nu știu cine v-a zis aberații ei. Vorbește, ți-a zis de o poză ce zice Codruț. Că Codruț nu inventează, probabil, dacă a stat cu tine în grădină. Vorbirea-ți ceva, nu? Da. Păi spune, vorbește. Dacă nu vrea să zică, las-o să zică el. Materiale, păi nu, ăla, stai puțin. Nu, fata s-a apucat să vorbească, să vorbească. Ascult și vedem nu, după aia. Nu, fata mi-a zis, Diana, dacă am venit spune. Pentru că ești prea din prea tot, pe ea dai vina și de fapt tu faci cel mai mare... de mine că îl înjur pe Codruț într-un vocal de la altcineva și atât, un simplu vocal în care îl înjur pentru că se bagă în ce relația noastră. Ție, dar scrii nu răspund nimănui. Sunt acuzat. Orice sunt, deci orice se întâmplă cu orice băiat din casă sau sunt acuzat orice, pe nedrept. Trimit. Vreau un avocat. Păi vezi, dacă râzi, normal când te ia în serios. E bune. Mă interesează, deci, păi nu mă... Vorbește! Vreau să vorbească femeia care a vorbit și a spus ceva de poze. Ana, vorbește! Păi dacă a început un subiect, să vorbească. Exact, că vorbești cu Codruț ceva, spui, că oricum păi mi-a zis filmată, mie, dacă eu am venit știu și am sunt filmată, ceva... Vorbește! Eu te-au invență, eu te-au foarte bine, care ești bolnav? Păi și nu mai dispergătește să doamnă și spune, dar vreau să ai vorbit cu el acum, ți-a sunt și te pune să vorbești, vorbește! Prietenul tău a zis că îi place o poză de-a mea și gata, asta e pe care-i problema. Ia uzi. Doamne Iisuse, nu mai are voie. Eu l-am căutat pe Instagram, eu i-am scris care-i problema. Aha. Atâtea crize și atâta... Știai că pentru el am venit, era clar că nu-l caut. Care-i faza? Problema e că... Problema e că ești un... Nu. A venit și a spus, dacă tot încep să... Ciripezi, e adevărul dacă tot începi să ciripezi. Nu e vorba că ciripesc, am... Azi, e adevărul, adică există un adevăr. Eu mi-asum ce spun, am spus doar o parte. La vorbe. Hai, asumă-ți, dă-i drumul și spune tot ce am vorbit. Nu am ce să spun. Totu-i spui de pozi și tot, băi, nu mai întoarce. Îmi scrie mie bună să... Mereu, vezi că... Mă lasă să vorbească acum, dacă îmi vorbească, să duci el drumul la gură, lasă-l măcar. În primul și în primul rând, mi-a scris bună, vreau să spun ceva, că... Nu vreau să mă să zici că mă bag peste dragostea ta între ghilimele, că nu vreau să mă cer cu iubita ta pentru că eu astăzi astăzi sau mâine vreau să plec și am spus, păi ce ai pățit, păi nu știu ce, și după aia spunea că vrea ea să schimbe nu știu ce la emisiune și să ne vedem în pauză, să vorbim, nu știu cum, nu știu ce. Și am spus, bă, n-ai cum să ne vedem, să vorbim doar noi doi, pentru că aici suntem cu lumea care ne vede și nu fac chestii astea doar așa. Deci îți dai seama ce conversații lungă ați avut voi și ea nici măcar nu știa de conversația foarte interesant. Asta. Nu că nici nu aflam, dacă nu spunea unul din ei, nici nu aflam. Zi. Ți-am spus. Atât? Păi da, a, și i-am spus și faza aia, e adevărată, că avea poze de alea. Și i-am spus, mamă, ce poze faci? Nu mai pune poze de astea, că eu sunt de două luni pe bar. Ce frumos. Da. Ana, a fost vorba de vreo poză în conversația voastră? Păi ce treabă are, mă, dacă el a salvat poza de pe Instagram-ul ei? Păi între tine și ea există vreo poză? Dacă el a salvat poza de pe Instagram-ul ei, ce treabă are ea? Ana, ați vorbit ceva prin poza? Uite! Da. Păi măi, dacă a salvat-o de pe Instagram-ul ei? Ce salvat-o zis fata că nu a fost nicio poză? Băi, dacă le ei! Sunt pozele ei, băi! Sunt pozele de pe Instagram! Nu-i vorba că mi-a trimis o poză! Dar da, ce salvat-o, băi! Ce salvat. Dacă tu te uitai în poze și eu din greșeală am văzut din spate că aveai poză cu ea pe telefon. M-am uitat pe profilul ei, nu mi-a... Deci te mai uiți și pe profilul ei, bravo, mai zic, mai zic. Bune, ești atât de penibilă, ești atât de penibilă. Nu, de penibil ești tu, că niciodată n-am căutat un băiat care a venit în casă sau așa mai departe. Asta e diferența. Alo, hai să nu vorbim de asta, că iei pe ăștia la follow, îl ai și pe Alexandru la follow pe TikTok, dar nu mai vorbi prost. Nu mai vorbi prost. Păi până când se fac ei îmbărbigături aici? Facem aici premiu pentru... Facem premiu cel mare pentru domnul îmbărbigător. Îmbărbigător în sezonă, da. Am întâlnit. E bun și pixul. Așa. Nu pot să-mi fac relație cu Ana, că se bagă el îmbărbigător.
Codruț îmbârligătorul. Le-am făcut aici. Eu i l-am făcut și domnul să-i o lipească pe piept. Asta e insignată favorită al îmbârligătorilor. Păi da, dar nu Radu a căutat-o pe asta, nu înțelegi. Nu Radu da, a căutat-o. Da, dar a vorbit. E o diferență. I-a dat mesaj lui Radu. I-a dat mesaj lui Radu și el a intrat pe profil. Nu e vorba de asta, e o poză. Nu a dat nimeni. Mădălin a intrat în casă. A venit și tu și Ana. Chiar Mădălin mi-a dat follow, i-am dat bloc. Mădălin a intrat în casă, a venit să danseze cu tine, l-ai refuzat. Exact, mi-a dat follow, i-am dat bloc. El a și dansat, s-a dus și în camera roșie cu Ana și după se uită pe profilul ei. După are pozi cu ea în telefon și tot pe tine te scoate vinovat pentru chestiile alea. Are și el simbolul îmbrâligăturii. Ia uite, mamă, ce reacții! Fii atent, om cult, cum se bate el cu pumnul în piept, stă și aruncă pe aici așa. Bravo. Cine ne aruncă? Bravo. Altul. Tu vii de la țară și zici de mine de ce. Deci nu te mai supăra pe Radu, că nu o greși Radu cu nimica. Nu, Alex, nu a greșit că a vorbit cu ea prin mesaje. Omule. Nu, nu e o greșeală. Da, măi, okay. Alex, da. Adelina. Eu înțeleg că el a căutat. Înțeleg, a spus foarte clar ce vrea. La cât din cât el îi dă curs. Și el face chestii pește. Ascultă la mine. Dacă el nu-i dădea curs, nu se ajungea nicăieri. Normal, exact. Așa că exact. Dacă el te respecta pe tine și te voia pe tine în viața lui, nu îi mai dădea curs acestei fete. Simplu. Ea nu vorbește nimic acum, ei lasă pe ei să se agite și să se dea cap în cap. Da. Și ea nu le explică ce s-a întâmplat de fapt. Da, ea nu vrea să-i zică nimic. Vorbește. Ea nu vrea să zică nimic, nu știu. De ce? Nu știu de ce, cred că să-i înrăgăse pe toți. Că să cepleșe, doar să arunce cu tot. Combiță și după aia gata, nu mai spune nimic. Nu de aia, eu cred că nu are ori rușine să vorbească pe conexiune, ori nu știu care-i treaba, dar... Dar ceva se întâmplă înțeleg. Pentru că e foarte ciudat că nu vorbește nimic și nu spune nimic. Da, adică, frate, oricât de rușine ți-ar fi în momentul în care cineva vorbește despre tine, nu cred că poți să stai fără să nu spui nimic. Da. Adică, și dacă spune de bine, și dacă spune de rău, și în momentul ăsta te acuză. În primele două săptămâni și mie, adică nu condam, primele două săptămâni și mie mi-era foarte rușine. O să o trec, și nu vorbești. Dar nu vrea să vorbească, că ea nici nu a vrut să spună că ea a vorbit cu Radu. Ea nici nu a vrut să spună. Ea nici nu a vrut să spună că ea a vorbit cu Radu. Ai văzut că n-a vrut să spună. Că prima dată n-a vrut. Când eram noi la masă și am întrebat, tu și ai zis, vorbește, dar și spune dacă ai vorbit cu el. Și ea a spus, da, da. N-a zis nimic. Și eu îi spuneam, spune. Nimic. Da, dar eu nu înțeleg. Adică de omul și eu zic, adică eu te întreb. Nu zi aici dacă tot nu vrei să spui. Și zic, nu. Da. Adică eu vin și te întreb. Tu ai vorbit cu el sau? Și ce zici, da. Îi zici, ai vorbit, că te... O înțeleg și pe Adelina, adică mă pun și... Mă pun și în locul ei, adică... Și eu, deci eu cred că nebuneam, că pe cât o critic și cât o mă enervează ea și cât a apucat odată, dar acum da. Mă pun în locul ei și are dreptate pentru că te apucă nervii, tu să întrebi, eu să te întreb pe tine, ce ai vorbit cu Angelica, ce ai vorbit? Și tu să nu, cum am, ți-aș da mâna, adică n-ai cum, nu ai cum, dar aici, în situația de față, are și ea dreptatea ei, nu îi dau dreptate. De obicei nu îi dau dreptate, dar când are dreptate, îi dau, acum chiar are, pentru că oricine ar fi în locul ei, chiar s-ar enerva, Angelica mi-o să vorbească cu una și eu să întreb ce am vorbit și ea să nu spună nimic, păi... Da. Și eu aș nebuni. Eu nici nu ziceam că am fi vorbit dacă nu zicea Alexandru ceva. Deci de unde s-a aflat? Că eu n-am adus până atunci vorba despre asta. Păi și cine a deschis subiectul? Pasta lângă Alexandru, mine, în baie, cred nu știu că nu așa de unde știai tine? Alexandru a adus vorba. El de unde a aflat? Asta lângă mine, în baie, că eu nu i-am spus. Poftim? De la Radu. Eu nu i-am spus, poate a stat lângă mine, pe lângă telefon. Ești atunci ce zici tu, eu mă stau pe lângă tine, că nu am văzut pe tine, eu nici Ana, Acadica și eram și eu pe lângă și am tras cu ochiul să văd un pic ce fac. A, ok, ați auzit, a tras cu ochiul, mi-am arătat eu. Vreau să lupt pentru el și dădea mai bine ca și... Da, v-am spus de câte ori, deci de când am venit aici, am spus că vreau să lupt pentru el. Unde e? Acum așa. Lăsați-mă cu vrăjelile astea, Ana, cu luptatul vostru. Da, lasă cu vrăjelile, că puteam să iau pe oricine altcineva. Cine crezi așa că... În primul rând te pui pe tine prost în fața lumii dacă faci chestiile astea. Mai bine fi asta. Da, eu dacă mâine plec pe mine și nici nu mă interesează dacă apar la televizor sau nu. Voi nu cred că... Dar ea nu mai scrie tu mesaje și încearcă să te bagi cu el în seamă. Aici în emisiune. Fă-ți aici subiectele, nu vorbi așa. Dar cine se părerea că nu te-am întrebat eu pe tine nimica? Poftim? Nu te-am întrebat nimica. Știu că nu m-ai întrebat, dar am voie să-mi dau cu părerea. Domnișoara, foarte clar, că eu am...
Uite, de exemplu, Anuța, Anuța, de ce nu l-ai lăsat pe Radu deoparte, spre exemplu, și uite, l-ai avut parcă pe Claudiu, în topul tău, de exemplu, nu, da. Nu te-ai apropiat de el deloc. Deci nu înțeleg, vorbiți prea mult. Problema e și la Adelina. Problema e și la Adelina. Când acum începe și problema e la tine, Radu, că tu nu o respecti pe femeia asta. Ea nu mă respectă pe mine, că acum dă vina pe mine când eu chiar nu făcuse nimic, am respectat cu aceeași monedă și cam atât. Adică n-am greșit cu nimic. I-ai plătit cu 10 monezi mai mult decât ți-a plătit ea ție. Pentru păi, că poate ai dreptate și am plătit cu 10 mare, monezi. Radu. Poate asta pe tine te place. Ei doi în schimb n-au nimic. Da, da, ea când face ceva, eu fac de două ori mai grav ca să-și dea seama de ceea ce face, ca să-și dea seama, frate. Să nu mai mă acuze pe mine. Uite, ea stă, râde, stă, vorbește. Mai grave decât... Uite-mă, na, luați-o în serios. Mă, eu nu știu cum puteți să-i luați apărarea ei când vedeți că râde. Nu e apărarea, eu sunt pe dreptate. Da, da, uite-o că râde. Păi ea nu poți să o acuzi că râde, frate, bă, bune. I-ai lăsat pe ei, că ai văzut că au vorbit și au conversat, lasă pe ei să-și vadă de treburile lor, du-te tu în partea ta și o să vezi că tot el vine la tine. Foarte simplu. Dacă văd ce asta era pa de mult. Păi de ce era pa de mult? Că se respecta pe ea mai mult? Nu, pentru că e orgoliu. Nu, în primul rând trebuie să se respecte pe ea, ca și femeie, să se iubească mai mult și după aia o să fie automat și ea respectată la rândul ei. Uite-mă, păi ea stă, se întoarce, râde. Nu, omule, păi dacă vorbește la asta o face să râdă, asta la altă râde și ea la rândul ei. Ce vrei, frate? N-am treabă cu tine! Să am treabă cu tine! Lasă-mă în pace! Nu m-am treabă cu subiectul tău! Dar stai cu minte și va Alexandru! Nu mă interesează ce spui tu! Ești clop! Nu mă interesează ce spui tu! Aici, mă! Supără-te! Același lucru! Supără-te, Radule! Dar eu când întreb pe el dacă vorbește pana el... Aceeași discuție pe care am avut-o ieri, tu nu mă poți acuza pe mine că râd. Tu nu mă poți acuza pe mine că râd, atâta timp cât eu am încercat să vorbesc serios cu tine, ceva ce era mult mai serios decât ce fac eu. Și acum stă aia când oamenii ăștia vorbesc cu mine, stă aia să faci și... Te face să râși, da. Și stai acolo cu ea. Aduți aminte de ce secte mi-ai luat. Aduți aminte de ce te respectă ai tu și nu-l băgai în seamă cum venea el la tine ca și cățel. Asta nici nu merită să-l lași acum. Ana! Ia și ascultă-l păduțul și pe toată. Te-am întrebat ceva mai înainte, nu mi-ai răspuns, te rog. N-am, pe rând, că nu-i concret. Aveai mai multe persoane în top. Aveai trei persoane în top. De ce te-ai axat strict pe personajul ăsta? Te rog. Care are și relație. Celelalte două persoane nu aveau relație. Uite cum face aia. Bă, de aici că mă enervezi. Adina, pleacă de acolo că mă ia nervii pe asta la altă. Râs ca unul la mână. Nu mai vreau. Ana, unul la mână. Ori a fost învățată de cineva. Bă, dacă mergi acolo, bagă-te pe ăla, cosești bine. Ori chiar îl place pe el. Din două una. Bă, îl place. Hai că eu am ieșit foarte bine cu el, mulțumesc. Am avut de ieri până astăzi, să-și dea seama ceea ce se întâmplă între ăștia doi. Dar sunt într-o relație, ba să ceartă, ba să pacă. Adevărat, părerea mea. De ce nu te-ai axat, spre exemplu, pe mine? Vreau să încerc. Schimb. De ce nu te-ai axat pe mine? O luăm așa. Pentru că tu nici nu m-ai băgat în seamă când am venit acum câteva zile. Păi și poate să mă băgat în seamă, da. Ia. Păi Radu, imediat a început să vorbească cu mine, e una alta. Păi da, uite unde ai găsit. Vezi și zici că nu greșești. Mai zi, dacă mai vine și un băiat nou să vezi. Aceleași lucruri. Ai băgat în seamă. Ai zis că te-ai mai uitat la emisiune, nu? Te-ai mai uitat la emisiune. Femeia spune acum noi. Nu, te-ai uitat? Ieri am înțeles că te-ai uitat. Ok, eu luăm de partea aia altă. Așa zice eu. Așa îi spune. M-am uitat așa doar puțin să văd ce e. Ok, dacă te uitai, ai să vin. Înainte să vin, dar nu că m-am uitat eu. Dacă te-ai uitat, să presupunem că nu. Vedeai tot timpul că el avea un stil de abordare pentru oricare fată care intră nou. De ce te-ai axat fix pe ăla care ți-a și confirmat că are relație? Trebuia să-l lași deoparte. Așa. Îi aveai pe ceilalți în top. Puteai să mă iei pe mai mine sau pe Claudiu. Uite, de la mine n-aveai de unde să știi că sunt într-o cunoaștere cu o fată. Nu știai chestia asta, că nici n-am vorbit. Așa. Puteai să mă iei pe mine la dans. Tu Claudiu totuși te-ai dus pe el. Claudiu, același lucru, l-ai pus în top. Nu l-ai ales și nu ai dansat cu el. De ce mă las să cred că tu te-ai dus cu personajul ăsta? Pentru că nici Claudiu nu a făcut niciun pas către el. N-ai specificat asta. Poate voiam să dansez cu tine. Ce facem? Ana, ai specificat asta când ai venit în casă că ai venit special pentru Radu? I-am spus în camera roșie. Dacă îți place postura de amant, că bravo, ești singura cu care vorbește? Ești singura cu care vorbește? Adelina, dar nu dansat asta. Aaaa, nu e! Nu am fost în viață cu cineva care era cu altcineva. Nu stai cu minte, că să nu m-a înjurat niciodată, m-a respectat. A, îți place că mă înjură pe mine și vrei să și înjure după ce că ai fost amantă, bravo. Oricine poate să lupte pentru oricine, să știi.
Întreba Alexandra. Ești, dai seama, dar tu care îi spui lui Ahmed să se ducă să-și duce copilul, tu nu mai ești vinovat, dar eu sunt. Uite, mă scăpă la nervi, cum te-a scăpat și pe tine. Adelina, dar nu-i problema ta, îmi dau cu părerea. Asta e părerea mea, că vrea postură de amantă. Ok, e părerea ta. Da, și tu ai părerile tale la adresa mea, așa le-am și eu. Și nu mă interesează ce zici, o doare fix. Tu, Radu, mă înjură pe mine, o să te înjurești pe tine. Pe Radu l-am înjurat și pe celelalte cu care au fost înainte. Deci și tu știai că o să fii înjurată. Nu știam, nu m-am uitat niciodată la emisiunea asta, sincer. Ai acceptat înjurături. Și la mine a fost... Noi înainte să fim împreună am fost mai mult dușmani. Radu, chiar dacă o să-ți rănească orgolul de bărbat, multe fete din casa asta care s-au declarat pentru tine, s-au declarat pentru puul ăla. Și ai, da. Mai înainte ai spus chestia asta. Știu. Și foarte... Te observă și tu chestia asta și dă. Dați-mi și mie cadrul pe mine. Păi logică îi convine, că până la urmă îți convine ca și bărbat să vină femeile să zică de tine că bă, ce ăsta. Logică îi convine. Dar nu. Nu mă înțelegeți. Nu mă înțelegeți, că eu nu sunt... Supărată n-am spus. Până că și Madalina am tot discutat cum ești zis că nu. Aoleu. Mamă, ce reacție ai dacă l-ai luat la dans, n-ai avut reacția asta. Aoleu. Păi nu mă înțelegi, nu vreau să spun. Ai făcut și video cu ea și stai cu fetele tale. Auzi, Ana? Ce-o ia și aprobă-i melodia. Deci lângă Adriana nu am voie să stau. Lângă aia nu am voie să stau. Păi nu, dar ia și aprobă-i. Lângă ăsta nu am voie să stau. Unde vrei să stau afară? Hai că-mi fac emisiunea de afară. Aprobă-i melodia lui Ahmed, dă-i dreptate. M-a întrebat dacă poate să cântă melodie. Oamenii spun că eu am greșit. Dar care-i problema ta dacă stai aici că n-am înțeles? Taci. Nu stau, mă, nici taci. Duțu spune că am greșit. Care e problema ta dacă este fata aici? Ce? Mai devreme ziceai ceva de strategiile mele cu ea, dacă am auzit eu bine. Da. Și te-am lăsat în pace, nu ți-am spus nimic atunci. Te-am lăsat să-ți continui. Cine? Tu cu Adelina, Antonia? Așa, ce strategii? Ce strategii? Mm. E vrăgeala lui, asta vă prinde. Lasă-l să vorbească. Face pe victima, mă, pe voi. Nu ați lăsați-vă să vorbească. Dacă uite cum vă dă dreptate la toți. Asta, cum îi cheamă, Ana? A, dar vrei să spun că am strategii sau ce vrei? Materiale pe spatele lui, voi vă auziți? Dar nu-l înțeleg ce spune. Ce ai spus, Radu? Păi, mă lăsați și pe mine să vorbesc. Ia, vorbește. Vă, că aia vă dă dreptate la toți. A, nu, dar vrei să-ți dau ție, vrei să mint că fac strategii cu Codruș, cu Antonia, sau ce vrei? Nu, să e normal să zici cu mine, nu cu toată lumea. A, deci să vorbești, Radu. Nu știam. Vorbesc, ți-am spus. Faza cu Codruș, da. Și cu Adelina. Faza cu mesaje. Dar bravo, bă, gagică, ta face strategii cu alții. Păi face. A, face. Da, bravo. Și de ce aș face? Ia, de ce? De ce aș face? În primul rând, nu a fost o strategie. Tocmai eu am pornit mesajul, am auzit toate fetele. Nu m-am dus eu special la Adelina cu mesajul ăla. Bun? Ce? Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.